Regele Guță și Beyoncé de România sunt în al nouălea cer și au văzut pentru prima dată minunea de fetiță. E drept doar într-o ecografie și chiar dacă mai sunt 3 luni până vor deveni părinți, e clar că abia așteaptă să plimbe căruciorul. Let me take a selfie. Norocos mai simt, vezi? Este imaginea pe care Nicolae Guță și iubita lui, Beyoncé de România, au așteptat-o cu sufletul la gură. Sunt primele trăsături ale bebelușului care va veni pe lume peste 3 luni. Al 10-lea din viața tăticului Guță și primul din viața frumoasei cântărețe. Prințesa mea, Anais! Iubita lui Nicolae Guță e pregătită așadar să devină mămică, mai ales că sarcina nu i-a făcut nicio problemă. Merge foarte bine. Chiar n-am avut probleme deloc. Greturi, nimic, parcă zici că sunt... Nici poftă? Nimic. Ea poftește și eu sunt însărcinat luna nouă. Din fotografia postată pe Facebook, observăm nasul, gura și ochii. Mai mult, vedem și o mânuță strânsă. Oare cu cine va semăna bebelușul? Ei, dar parcă nici nu mai contează. Pentru că Anais va fi tratată cu siguranță ca o adevărată prințesă. Coming to my...